S-au transmis numeroase mesaje în acele zile, ele având în majoritate, ca principală sursă de informare, un telefon din seria celor cu numere scurte, care fusese instalat de armat. Acest telefon era unul la care n-aveau acces decât generalul Tudor și redactorul șef de atunci, Teodor Brateș. Prin el soseau tot felul de știri care erau transpuse pe hârtie și date spre lectură unora dintre cei care se aflau în studioul 4. La acest telefon, în primele zile, mai mult veneau informații. Cine era la celălalt capăt al firului nu se știe. Ulterior, de la telefonul respectiv, s-a vorbit cu Ministerul Apărării Naționale, unde era generalul Militaru, s-a vorbit cu CPUNE-ul. Nu știu unde era sediul CPUNE-ului atunci, sau nici măcar nu căpătase denumirea de CPUNE, dar mă rog, mă refer la aceeași autoritate constituită. S-a vorbit inclusiv cu domnul Ion Iliescu sau cu domnul Petre Roman.